Primăria Comunei Giarmata are în derulare o serie de proiecte. Printre acestea se numără și modernizarea acceselor la proprietăți și șanțuri. Investiția se ridică la 5 milioane de lei, bani de la bugetul local. Vom face, practic, modernizarea acceselor la proprietăți cu șanțuri, în așa fel încât oamenii să aibă un acces la proprietate facil și modern. Proiectul a început în 2023. Atunci, administrația locală a modernizat străzile Popeda și Ardealului. Acum se lucrează intens pe strada Regele Carol I și Iohanii. Suntem pe strada Regele Carol. După cum vedeți, aici avem un alt proiect, modernizare, accese, proprietăți și șanțuri. Proiectul este început de anul trecut. Am încheiat alte străzi din Giarmăta, strada Popeda, strada Ardealului. Anul acesta ne-am mutat pe strada Regele Carol I, o să vă duc și pe strada Iohanii, acolo lucrurile sunt mult mai avansate. Administrația locală are în plan modernizarea tuturor străzilor din Giarmata.